Ion Călinoiu, președintele executiv al PSD Gorj, a explicat astăzi că ședința biroului permanent al PSD Gorj a fost amânată pentru săptămâna viitoare pentru ca Florin Cărciumaru să poată fi prezent la ședința de stabilire a candidaților. Președintele organizației a avut o problemă cu sănătatea. Săptămâna viitoare, sigur, vom restabili data ținerii acestei ședințe. Veți reprograma săptămâna viitoare. Așteptați să aveți o discuție cu domnul președinte Florin Cărciumaru ca să stabiliți exact datele. Da. Așa stau lucrurile. Vom face ca ședința să fie în prezența a tuturor factorilor din cadrul biroului permanent. Bătălia se dă pe colegiul 2 de deputați, unde mai multe persoane din PSD doresc să candideze. Ion Călinoiu este convins că persoana ce va candida pe colegiul respectiv o să reușească să-l închidă. Candidatul USL cu cele mai mari șanse este premierul Victor Ponta. Domnul Ponta a făcut-o și public și scris, sigur că da, și a fost candidatul recunoscut de întreaga organizație și va fi, bineînțeles, candidatul și cu șansele cele mai mari. Până astăzi au renunțat la ideea unei candidaturi primarii Marian Rotaru și Sorin Bucurescu și secretarul de stat Bebe Ionică.